că apare ăsta cu Dita mai bățul. Ce băs, frate, era un copăcel mai mic. Alerga spre noi și țipa că ne omoară. Vă omor, vă omor, să moară Bibi. Stați-mă pe loc, suntem trei. Hai, salut! Eu sunt Gigi. Băi, frate, anii 90 a fost paradisul fiscal pentru șmecherii și șmecherașii, apărut ca ciupercile după ploaie. Mulți s-au îmbogățit în perioada aia. Unii legal, alții ilegal, puteai face cam orice fără să pățești nimic. Nu existau nici legi și chiar dacă existau, corupția era în floare. Pentru o bucată din plăcintă te lăsau toți în pace. Toată treaba era să ai puțin mălai și bicohones. Și în câțiva ani ajungeai mare afacerist, plin de lovele și de neatins. Pentru că cu cât aveai mai mult capital, cu atât aveai mai mulți oameni influenți în buzunar. Și printre cele mai profitabile afaceri din perioada aia erau alcoolul și femeile, ambele de contrabandă și nocive. Alcoolul era diluat cu apă și se adăuga și alcool metilic, ăla dăunător, care poate să te omoare, și femeile erau pline de ciuperci și herpesuri. Asta în cazul cel mai bun, că dacă aveai noroc, te alegeai și cu boala secolului 20. Sida. Dar ce mai conta, frate? Afacerile mergeau bine, banii curgeau gârlă, toată lumea era mulțumită. Da, frate, și așa au apărut șmecherii anilor 90 și pe lângă ei șmecherașii, copiii de bani gata, băieții de băieți. Cei mai cunoscuți din zona noastră erau bătrânul, Tasu se ocupa cu alcool contrafăcut, și Pietroi, Tasu era în afaceri cu femei ușoare, sau centuriste în limbaj de stradă. Pietroi era mai mare, cam de vârstă cu Caponaru, și se auzeau multe despre el, chiar că ar deține un pistol. Dar hai să o luăm cu începutul, ne întoarcem în copilăria mea, undeva prin vacanța de vară dintre clasele a 4-a și a 5-a. V-am spus într-o poveste anterioară că eu, Senciuc și Morlocu ne făcusem un fel de undițe improvizate, un băs cu ață și o bucată de lemn sau ceva mai greu, un loc de ac. Le foloseam să agăță în crângile copacilor și să luăm fructele din ei. Acum, noi pe stradă aveam o grămadă de pomi, dar majoritatea erau corcoduși, pruni și câțiva vișini. Pe strada de lângă noi erau și caiși, și zarzări, și câțiva meri, așa că mai dădeam cu jula și pe acolo. Să nu vă gândiți că ne duceam mereu, nu, frate. Trebuia să pândești momentul, să nu te prindă copiii de acolo. De obicei ne duceam când era ploaie torențială, nu era nici dracu pe stradă. Mergem la caise? Mergem, Gigi, luăm și câteva mere. Vii, Morloce? Să nu ne prindă, Gigi. Cine, mă, nu-i nimeni pe stradă. Hai, mă, că avem și bețele cu noi dacă e ceva. Undițele alea de copaci aveau și altă întrebuințare. În caz de nevoie, se transformau în bâte, contra câinilor sau a potențialilor dușmani. Și mergem noi, luăm câteva caise, câteva mere. Și la un moment dat auzim că strigă unul: ce căutați aici, mă? Ne uităm, era unul într-o curte, ca încât Senciuc așa la înălțime. E unul mic, mă. Ce vrei, mă, bătaie? Iese ăsta la poartă? Ați venit cu bețe să dați în mine? Nu, doar treceam pe aici. Vă bat cu tocoalea. Pe cine bați, piticanie? Stai acolo că te luăm cu astea. Vă arăt eu vouă. Intră ăsta în curte, noi ne vedeam de drumul nostru. Dar nu trec 2-3 minute, că apare ăsta cu Dita mai bățul. Ce băs, frate, era un copăcel mai mic. Alerga spre noi și țipa că ne omoară. Vă omor, vă omor, să moară Bibi. Stați-mă pe loc, suntem trei. Bă, am stat noi pe loc, dar ăsta tot venea. Mi-am dat seama că lipsește ceva la bibilică. Și cum cu ăștia duși cu pluta nu te pui, am luat-o și noi la sănătoasa. Repede, hai acasă. Și am fugit, frate. Am aruncat și bețele alea să nu ne prindă, că avea viteză și cu bățul ăla în mână. Am ajuns la colțul străzii și am zis că se oprește ăsta, nu mai era teritoriul lui. Dar nu s-a oprit, a alergat până în fața curții. Am intrat repede, am închis poarta și ăsta dădea cu pumnii și picioarele în gard și cu capul de câteva ori. Eu și Senciuc aruncam cu bile de pământ în el, că aveam câteva pregătite pe acolo. Într-un final s-a dat bătut și a plecat, dar nu înainte de a ne amenința. Veniți cu bâtele la mine pe stradă? Era undițe, mă, să agățăm pomii. Vă arăt eu vouă, vă prind eu. A plecat ăsta. Cine e ăsta, Gigi? Nu știu, mă, nu l-am mai văzut. O fi în clasă cu Costel? Nu e, mă, îl știam dacă era. Cred că e mai mare. Al dracu pitic. Ne-am ferit noi un timp de strada aia, dar nu l-am mai văzut. Da, a venit toamna și a început școala. Eu tocmai ce trecusem în clasa a 5-a. Clasele 1-4 învățau dimineața, clasele 5-8 după amiaza. De la regii holului trecusem la victimele lui. Trebuia să fim atenți. Acum să fiu sincer, când am trecut clasa a 5-a, nu mă așteptam să ne luăm pe cârcă. Dar noi eram noi veniți, eram pradă ușoară. Și problema nu era cu clasele a 7-a sau a 8-a. Nu prea ne băgau ăștia în seamă. Mai mult ăia de a 6-a erau problema.
în special una dintre clase. Pentru a ajunge la toaletă sau în curtea școlii, trebuia să trecem prin dreptul clasei lor și ăștia ne așteptau pregătiți. Noi o luam la fugă și aia era, care și-o lua și-o lua, care scăpa și-o lua data viitoare. Palme peste ceafă, șuturi în MS-DOS, chestii de-astea. Dar într-o zi era să o pățesc bine. În timp ce alergam spre clasă, mi-a pus unul piedică, frate. Am plonjat în față și parcă totul se încetinise, deja mă vedeam cu capul spart acolo. Dar nu știu cum dracu, m-am redresat în aer și am făcut o rostogolire înainte perfectă, ca alea care le făceam la judo. Apoi mi-am continuat alergarea. Toți se uitau uimiți că nu am pățit nimic, chiar și ăla care mi-a pus piedică, unul Petre. În fine, trec câteva săptămâni și la o oră de sport a plecat proful să ne aducă o minge și nu s-a mai întors. Mai făcea de-astea câteodată, avea obiceiul să tragă și el ceva la măsea. Și ce am făcut? La intrarea în școală era ca un hol acolo. Nu știu cum se numește, noi îi ziceam castel. Și pe laterale erau din beton, ca două porți așa. Și ne jucam acolo un fel de respinsea. Dar în loc de minge, foloseam o bucată de piatră sau o minge de tenis. De obicei, acolo se jucau ăștia mai mari, de a șasea, dar acum erau la oră. Și facem noi câteva echipe, eu eram cu asul și ne punem pe jucat. Eu cu asul eram cei mai buni, după noi șoldi și în altul. Și se termină ora, vine pauza, noi jucam în continuare, când apar ăștia de a șasea. Hai să mergem. Hai, asule. Tați, mă, jucați cu noi? Nu joacă meștere, le e frică. Jucăm, dar cine câștigă dă câte un șut în cur. Și jucăm 4-4. Nu, mă, hai mă să mergem. Dacă plecați, vă luați șutul acum. Hai că nu dăm tare. Ce să facem, frate? A trebuit să jucăm. Ăștia erau patru. Unul Saro, liderul clasei, Grasu, frasul lui aia din clasă de la mine, ăla de ziceai că are 30 de ani, Petre, ăla care mi-a pus piedică, și prietenul lui cel mai bun, Blondu. Ăștia patru erau ca echipa de șoc. Se lua cineva de ei sau de unul din clasă, veneau toți și te rupeau cu bătaia. Saro vorbea, Grasu stătea și se uita urât, dacă ziceai ceva, făcea ăsta un pas spre tine și te scăpa în pantaloni. Nu se punea nimeni cu ei, le era frică doar de ăștia în genul lui Bătrânul sau Partalian. Și ne punem noi pe jucat, câștiga echipa care ajunge până la 10. Și ne țineam bine, frate, era scorul 9-9. Când apar și Miții cu șacalul, ăla pe care l-am bătut cu caponarul la examenul de capacitate. Ce jucați cu fraierii ăștia? Plecați de aici, mă! Lasă-i, mă, jucăm până la 10, pe șuturi în cur. Și cât e scorul? E 9-9. Ia Miții mingea și trage cât poate spre noi și marchează. Gata, mă, hai la șuturi. Îți place povestea? Dacă răspunsul e da, apasă butonul ăla de like și de subscribe, dacă încă nu ești abonat. Răspunsul la quizul de data trecută era A, 15 ani. Primele 5 comentarii cu răspunsul corect și încă 5 alese aleatoriu sunt acum afișate pe ecran. Vrei să ai și tu o șansă? Fii atent la următorul quiz. Din ce cartier era Raffaello? A. Rahova, B. Pantelimon sau C. Ferentari? Lasă răspunsul repede în comentarii, ai 5 secunde. Gata? Ai răspuns? Și acum, înapoi la poveste. Ce te bagi, mă? Ce vrei, mă? Hai să o tăiem, asule. O luăm noi încet, dar ne vede șacalul. Bă, stați, dracu, ăștia încearcă să fugă. Nu e corect, meștere, era 9-9. Da, mă, lasă-i în pace. Le dau eu câte unul, Saro? Bine, dă-le tu câte unul. Bă, oricum era mai bine așa, scăpasem ieftin. Dar ce nu știam noi, era că ăsta dădea de rupea, era mic și al dracu. Îi dă unul lui Șoldi, un altul, lui Asu. Și când ajunge la mine, se uită mai bine și mă recunoaște. Tu nu ești ăla care a venit cu bâta la mine pe stradă? Nu, mă, era undițe, să luăm, dar ce să mai zic, frate, că a început ăsta să-mi tragă șuturi. Și după 3-4 m-am zmucit. Stai, dracu, prostule. Pe cine faci prost? Ce carasu meu dai așa? Miții, lasă băiatul în pace. A venit la mine pe stradă cu bâte. Era undițe, prostule. Stai aici, Miții, gata, lasă-l în pace. Am plecat de acolo, dar acum știam că mă vânează ăsta, nu mai puteam să ies din clasă. L-am fentat eu 2-3 zile, dar până la urmă m-a văzut în curtea școlii și m-am trezit cu un pumn în mână. I-am dat și eu unul. Ce faci, mă, dai în mine? Dar cine ești, mă, te drecu de pitic? Îmi dă ăsta un șut în cur, îi dau și eu unul. Se muiase puțin, nu mai era așa tare în gură. Vin cu Saro și Grasu peste tine. Vrei să vin eu cu caponarul? Vă bate ăla pe toți. Vino cu el, mă, să vedem. Bă, și eram hotărât. Cum îl văd pe caponarul, îi spun să vină la școală. După faza asta, cum treceam prin fața clasei lor, Miții și Cola, Petre, care mi-au pus piedică, m-ar dau mereu câte o palmă sau un șut în cur. Deja mi-a ajunsese până în gât, trebuia să-i pun la punct. Și duminică vine caponarul pe la noi. Ne jucăm 2-3 ore pe jocul pe televizor și îi spun lui ăsta. Bă, Vere, se tot iau doi de mine la școală. Cine, Vere, îi fac acordeon?
Unul Petre și unul Miți, stă pe strada ailalt. Ăla care ne-a alergat în vară, ăla dă-l necuratului. Vin săptămâna asta la școală, mi-a arătat și Potolescu eu. Sunt gașcă, vere, sunt 6-7. Ce sunt, mă? Gașcă. Hă? Hă? Sunt mulți, dracu. Ce mulți, mă, eu sunt buldozer. Ce zici, caponare? Sunt buldozer, dă-l munții. A zis că sunt mulți. Da, mă, da, le arăt eu lor munții. Ăla zici că stă aici, pe strada ailaltă? Da, lângă biliard. Hai după el, dă-l dracu, îi arăt eu lui munte. Și mergem pe seară acolo, să nu ne vadă dacă e. Stăm vreo jumătate de oră acolo, dar ăsta nu se vedea. Când ies la poartă acolo, două colege de-ale mele, Anca și Ana. Anca stătea acolo, Tasu era patronul la biliard. Ana era colega ei de bancă și vecină de stradă. Cu ele mai era una mai mare, cam de vârstă cu caponarul. Hai acasă, mă văd astea din clasă. Hai, caponare, să mergem. Mai stați, mă, zici că le cunoști, Gigi? Alea două, dar hai să mergem. Stați, vere, poate ne băgăm pe ele. Eu nu știam cum să plec de acolo mai repede, să nu mă vadă alea, dar caponarul se duce la ele. Stă câteva minute, se întoarce cu toate trei, eu eram roșu la față. Ne întreabă asta ce facem acolo, le spunem că așteptăm pe cineva și caponarul se tot dă de la aia mai mare. Era o verișoară de-a lui Anca. Ne ia caponarul un suc la 2 litri, el își ia 2-3 beri și după aproape o oră deja își arăta mușchii pe acolo și dintr-una într-alta ne spune aia mai mare că face Scandenberg. Și ne pune pe Scandenberg acolo, pe capota unei mașini. O pune caponarul, o pun și eu, puțin mai greu, Senciuc n-a reușit, dar era cu vreo 5 ani mai mic aia. Dar le-a pus pe alea două din clasă de la mine. În fine, după vreo jumătate de oră de Scandenberg, caponarul se luase la trântă cu ea. Îi plăcea și ei că să te-a lipită de el. Gigi, uite-l pe Miți. Caponare, uite-l pe ăla. Hă? Hă? Ce e, vere? Uite-l pe Miți, vine spre noi. Unde, mă, care e? Bă, nici de văzut nu mai vezi? Uite-l acolo. Nu văd pe nimeni, mă luați la mișto? A intrat la biliard, l-am pierdut. Cum dracu nu l-ai văzut, mă? Care, mă, ăla mic? Da, mă, ăla care a trecut. N-ai zis că e munte? Mă uitam după unul mai mare. Hai acasă, Gigi, am stat degeaba. Tați, mă, că trebuie să iasă. E târziu, dă-l dracu. Vii tu, vere, la școală dacă e. Am plecat cu Senciuc acasă, caponarul a mai rămas acolo cu noua lui cucerire. Bă, și n-a mai venit săptămâna aia la școală. Și nici nu s-a luat demiții. Că a vorbit cu fata aia vreo 2-3 săptămâni. Venea în fiecare weekend la Anca. În timpul ăsta, Miți nu s-a mai luat de mine. Cred că aflase că l-am pus pe caponarul pe el. Ăla la altul, Petre, continua să mă atingă cu prindea ocazia. Și după 2-3 săptămâni, se ceartă caponarul cu fata aia. Gata, vere, mâine vin la școală. Te dracu că zici de o lună că vii. Vin, mă, n-am vrut să mă vadă fetele alea pe acolo. Când vii? Mâine, mâine vin. A doua zi, în prima pauză, mare gălăgie prin școală pe acolo. Toată lumea alerga, fugea, era clar că se întâmpla ceva. Dar nu mă dezmeticesc eu cu asul bine, că apare un puradel cu un cam mai mic ca noi. Dați șepcile alea încoa. Ce vrei, mă? Sunt cu Pietroi, dați alea încoa. Pleacă drecu de aici, vezi că te bat. E cu Pietroi, meștere. Când mai apar doi din spate și ne iau șepcile. Eu aveam o șapcă cu steaua, eram fan înrăit pe timpul ăla. Pus gura în mătii, mâncam ei carasul. Și o iau la fugă după ei. Asul a intrat în clasă. Îl prind pe ăla cu șapca mea, îi dau 2-3 pumni și iau șapca. Vin cu Pietroi, să vezi ce ți-o iei, fraiere. Vin, omă, te dracu. Mi-era și mie puțin frică de ăsta, dar nici știam de la caponaru, erau prieteni la cataramă. Ne povestise odată că a vrut să tragă cu pistolul un bătrân, dar a sărit el cu piciorul mâna lui și l-a luat la bătaie. După, i-a mulțumit ăsta că l-a oprit și au devenit prieteni buni. Ne-a zis că în caz de ceva, să-i spunem că suntem verii lui. În fine, trec vreo 5 minute și vine Diliul la mine. Ce ai făcut, Gigi? Ce, mă, de ce? Te cheamă Pietroi afară, m-a trimis pe mine. Mă duc în curtea școlii, era el cu aia trei care furau șepci. Ăla e, a dat în mine. Așa ai făcut, mă? Ai dat în fratele meu? Bă, frasul nu era, asta era clar. Sunt vărul lui Caponaru. Al cui, mă? Caponaru, prietenul tău. Păi ce, mă, prostul ăla e prietenul meu? Nu mai știam ce să cred, frate. Parcă ăsta era mai nervos. A început să-l înjure pe caponarul de măsa, de toată familia și pe urmă s-a uitat la mine. Zici că ești vărsu? Nici nu mai știam ce să zic. Da, e vărul meu. Du-te de aici, nu mai zice la lume că e vărtul pramatia aia. Până la urmă am scăpat, dar fusese la limită. Vine pauza următoare și apare și caponarul. Bravo, mă, acum vii. Vino, mă, să-mi arăți pe aia. Bă, caponare, tu nu erai prieten cu Pietroi? Da, Gigi, e în curte și el, eu l-am chemat. Cum dracu tu l-ai chemat, mă? Da, mă, i-am zis să vină să bat pe unii. A trecut și el să mă vadă lumea cu el. Mi-a furat unul șapca, mă. Da, așa fac ăștia. I-ai zis că ești vârmiu, nu?
I-am zis, pe urmă te-am jurat de toți morții, de-abia am scăpat. Glumește, așa face el. Te-a făcut prost, surd, te-am jurat de măta. Glumește, Gigi, așa face el. Hai cu mine la el. Bă, și mă duc cu caponarul la el, vorbesc ăștia puțin și ce zice Pietroi? Ăsta e vârtul, surdule? Da, mă, nu ți-am zis. Prostul ăsta e vârtul? Ce, mă? Ce a zis, Gigi? Că ești prost. Pe cine faci prost? Vrei să o dăm parte în parte? Caponare, vezi că ți-o iei. Băi, ai noroc cu tactul care bani. Da? Ia vino mă-ncoa. Vorbea cu mine. Ia lua șapca, frate. Hai să mergem. Asta rămâne la mine. Și pleacă. Mă rezolvase caponarul de tot. Ce dracu ai făcut, Vere? Lasă că ți-o aduc mâine. Așa glumește el. Mie mi se părea că vorbește serios, dracu. Nu, Vere, e mai dus cu pluta. Am mai stat noi acolo vreo 5 minute, dar nu mai ieșea nimeni în pauză afară. Se auzise vorba că e Pietroi pe acolo. Vorbesc cu caponarul să vină a doua zi, să-i prindem pe ăia doi. A doua zi mă întâlnesc cu caponarul în curtea școlii. Era și Costel cu mine. Unde caponarul șapca, o luase de la ăla. Nu e șapca mea, mă. Cum nu e? Nu era cu steaua? Da, mă, dar avea o pată aici. E mai bună asta, las-o așa. Când mă uit, îi văd pe ăia în curtea școlii. Petre era cu blondul și Miții puțin mai așa cu șacalul. Uite, caponare, ăia sunt. Care, Vere, care dintre ei? Ăla mai pitic și ăla care e cu ăla blond. Dă-i și lui ăla blond câteva. Aha, deci ăla și ăla. Bine, Vere. Bă, să nu zici nimic de mine. Mă ascund aici. Da, mă, nu zic nimic. Se duce caponarul spre ei. Acum nu știu ce dracu a înțeles ăsta. Că a pus mâna pe Petre și blondul și a strigat la mine. Gigi, Gigi, ăștia, mă! Eu când am auzit, m-am întors cu spatele. Eu am plecat, Gigi, mai mi-au și de la ăștia. Ăla e vărul meu, dacă vă mai luați de el, vă omor. Mă uit la el, caponarul bătea pe blondul. Miții deja o tulise și Petre o luase și el ușor la pas. Nu ăla, Vere, ălalalt. A, ce, mă? Care, mă? Ăla, mă, ăla care pleacă. Și se duce și pune mâna pe șacalul, care n-avea nicio treabă. Îl bumbăcește pe ăsta bine, eu și râdeam și plângeam. Londu și Petre se făcuse nevăzut și ei. Te-a plăcut, Vere? Le-am dat-o bine? Da, mă, dar nu era oia. Blondul l-a omeritat și el puțin, da. Nu ai arătat spre ei? Ți-am zis de ăla micu și ăla de lângă blond. Vorbește dreacu mai tare, n-am înțeles nimic. Și de ce ai strigat la mine? Nu ți-ai zis să nu zici de mine? Lasă, Vere, să te știe de frică. Bă, și a avut dreptate caponarul. De atunci nu s-a mai luat niciunul de mine. Și Petre și Miții și-au luat tot de la el până la urmă. Dar vă spun în povestea următoare. După treaba asta, la câteva luni, m-am împrietenit cu Miții. Am devenit prieteni foarte buni. Pietro i-a mai venit de câteva ori prin școală, dar nu s-a mai luat de mine niciodată. Și la câțiva ani, când eram eu prin clasa 8-a, a ajuns tasul la Mititica, la fel ca mulți alții, și nimeni n-a mai auzit de el. La câți vreau să-i rupă picioarele, cred că s-a mutat din cartier. Fără lovele, au dispărut și prietenii din jurul lui. Ți-a plăcut povestea? Apasă butonul ăla de like, frate, și de subscribe. Ce putem învăța din această poveste? Păi, dacă ai dușmani, încearcă să-i transformi în prieteni. N-ai reușit? Cheamă un văr mai mare, frate. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai, pa!